Romica Manole, vreau justiție corectă! Dumnezeu n-a făcut nimic contra legii și la conducerea noastră de vârf nu le place când cineva face după lege. Nu s-a dat manipulat de bandiții de la conducere. Noi mai departe o vom susține și îi zicem sus și tare, să trăiți, doamna Manole! După ședința de astăzi, domnica Manole a declarat că a reușit să demonstreze că a fost lipsită ilegal de imunitate. Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii din data de 31 mai, deci am demonstrat că este una abuzivă, este una arbitrară. Curtea Supremă de Justiție are toate temeiurile de drept de a anula această hotărâre. Domnica Manole a fost lipsită de imunitate, iar pe numele ei a fost pornită o cauză penală după ce în aprilie 2016 a emis o hotărâre prin care a impus Comisia Electorală Centrală să organizeze referendumul inițiat atunci de opoziție. La începutul lunii iulie curent, Manole a fost declarată incompatibilă cu funcția de magistrat, iar Igor Dodon a emis un decret prin care a eliberat-o din funcție.